Primul set a fost la discreția gazdelor, care s-au impus cu scorul de 25-18. În actul 2, buzoienii au ținut ritmul doar până la scorul de 16-16, după care pe teren a existat doar o singură echipă, cea suceveană, care și-a adjudecat setul cu 25-22. În setul 3, oaspeții au condus chiar și cu 22-21, dar voleibaliștii suceveni au fost mult mai inspirați pe final și s-au impus cu 25-23. Victor Pancu a mizat în partida contra Daciei Buzău pe următorii jucători: Sasu, Pietrariu, Huțuleac, Contariu, Ștefură, Orășanu, Giurcă, Andone, Amatiei și Tenasă. În etapa următoare, formația suceveană va juca pe terenul celor de la Tricolorul Ploiești, una dintre pretendentele la un loc la barajul de promovare.